Bună tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Andreea, iar astăzi am pentru voi un videoclip diferit, dar zic eu foarte interesant, pentru că vă voi vorbi despre cupa menstruală. Dacă v-am făcut curioase și vreți să aflați experiența mea cu această cupă de silicon, urmăriți videoclipul în continuare. A trecut aproximativ un an de când eu am făcut schimbarea aceasta și am trecut de la tampoane și absorbantele obișnuite la cupa menstruală și un an mai târziu vă zic că nu regret absolut deloc și pentru mine a fost cea mai bună decizie, dar să vă spun și de ce. După cum vedeți, am venit în fața voastră foarte relaxată și lejeră, am acest tricou de purtat în casă, sunt machiată destul de puternic, dar asta pentru că am vrut astăzi să mă relaxez și ce altă metodă mai bună pentru mine decât să mă machiez și să mă simt foarte drăguță. Vreau ca acest videoclip să fie unul foarte relaxat, tocmai de aceea și eu sunt foarte lejeră, am acest tricou de casă, pentru că vreau să vorbim ca între prietene. Pentru mine menstruația și tot ce ține de acest lucru nu este un subiect tabu. Eu cu prietenele mele vorbim foarte deschis pe acest subiect și din ce am văzut pe YouTube-ul românesc sunt multe fete care au făcut videoclipuri pe tema asta și nu cred că menstruația ar trebui să fie un subiect tabu pentru că toate femeile ne confruntăm cu ea, este ceva perfect normal și sănătos. Corpul tău funcționează bine dacă ai o menstruație în fiecare lună și nu ar trebui să ne fie rușine de noi sau de corpurile noastre în acea perioadă a lunii. Înainte de a descoperi cupa menstruală, eu foloseam tampoane, OB-uri și nu pot să zic că am avut neapărat problemă cu ele, dar când am văzut pe internet clipuri despre cupa menstruală, mi-am dat seama că aceasta e o opțiune mai potrivită pentru mine decât erau tampoanele. Mai foloseam uneori și absorbante, însă mult mai rar, eventual noaptea, pentru că niciodată nu m-am simțit confortabil cu ele. Mereu mi se părea că am ca un Pampers pe mine și nu mă puteam obișnui cu ele. Le aveam în casă, le mai foloseam din când în când, dar mult mai rar față de tampoanele interne. Deși eu nu am avut nicio problemă cu OB-urile, aveam mereu așa într-un colț al minții faptul că există un risc de sindrom de șoc toxic la folosirea lor. Este un lucru foarte rar, dar era o chestie care stătea așa și mă stresa puțin, pentru că deși procentul de femei care au pățit așa ceva de la tampoane este mic, nu este un lucru care a fost eliminat complet. Iar un alt lucru care m-a făcut pe mine să caut mai multe informații despre cupa menstruală și să văd dacă este ceva ce mi s-ar potrivi este aspectul ecologic ce ține de partea asta, pentru că o femeie produce într-o viață foarte multe deșeuri prin produsele acestea de igienă feminină pe care trebuie să le folosească lunar, iar cupa nu produce absolut deloc deșeuri, ceea ce mi se pare super și încerc să fac schimbări mici, dar care să contribuie la binele planetei noastre. Nu sunt nici pe departe o ecologistă, o minimalistă sau ceva de genul. Însă atunci când descoper mici schimbări pe care pot să le fac, care nu mi-afectează efectiv în niciun fel viața pe care o duc de zi cu zi, why not? Ok, să începem cu începutul. Ce este cupa menstruală? Este acest obiect din silicon, este super safe, în sensul că nu puteți să fiți alergice la ea, poate fi folosit de absolut toată lumea. Se pare foarte tare că cupa nu are nicio contraindicație, pentru că v-am zis, în cazul tampoanelor există acel sindrom de șoc toxic. Cupa pe care o am eu este de la Organicup, am păstrat cutia ca să vă arăt. Eu am ales acest brand pentru că se vede că sunt foarte implicați în toată partea asta de sustenabilitate și de ecologie. Cutia este din carton, iar pe interior aveți toate informațiile de care aveți nevoie, cum să folosiți cupa, cum să o îngrijiți, cum să o depozitați. Și de asemenea, cupa pe care o am eu vine cu acest săculeț în care se depozitează foarte ușor de la o lună la alta între folosiri, pentru că această cupă o puteți folosi până la 10 ani dacă aveți grijă de ea. Și totuși, cum funcționează această cupă menstruală? Ei bine, ea se introduce în vagin, exact așa. Colectează în interiorul ei sângele menstrual și la un anumit număr de ore, în funcție de fluxul pe care îl aveți, trebuie să o scoateți, să o goliți, să o spălați și să o introduceți înapoi. Am mai văzut diverse comentarii pe internet, culmea, de la femei, care spuneau că nu li se pare deloc igienic să folosești o cupă menstruală, dar
o cupă este mai igienică din toate punctele de vedere. Dacă ai o igienă corespunzătoare și îți cunoști corpul, nu ar trebui să fie absolut nicio problemă în a-ți introduce și a-ți scoate cupa, pentru că până la urmă este vorba de niște secreții normale pe care le are corpul tău, ești tu cu tine și părerea mea este că ar trebui să ne simțim confortabil cu toate părțile corpului. De aceea, educația sexuală în școli ar trebui să fie introdusă și în România, pentru că, uite, de aia sunt persoane pe internet care au impresia că o cupă menstruală e ceva scârbos. E bine să știți că eu am vorbit și cu băieți despre subiectul acesta al cupei menstruale și lor s-a părut o idee super cool și foarte tare, spre deosebire de fetele care au spus că li se pare dubios. Deci, culmea, mulți băieți au fost mai deschiși la minte decât fetele. După cum v-am zis mai devreme, eu am ales să fac schimbarea de la tampoane la cupa menstruală pentru planetă, dar și pentru mine, pentru că cupa are niște avantaje care pe mine mă ajută foarte mult. În primul rând, ea poate fi ținută în corp până la 12 ore, adică nu trebuie să vă faceți griji că trebuie să o schimbați, asta dacă aveți un flux care vă permite, dar și așa cupele vin pe mărimi, deci cred că și dacă aveți un flux mai abundent, sunt cupe mai mari ce pot să rețină mai mult lichid menstrual, astfel încât să puteți sta liniștite 12 ore cu ea. Pentru mine era un stres când în perioada menstruației eram la facultate sau trebuia să fiu în oraș și stăteam cu grija schimbării tamponului, pentru că v-am zis, foloseam înainte tampoane interne, iar acelea trebuie schimbate la maxim 6 ore, din câte știu eu, adică nu prea te joci cu treaba asta, pentru că e vorba de sănătatea ta la mijloc și nu vă recomand să stați mai mult de 6 ore cu un tampon intern, mereu trebuie schimbate, pentru că altfel riscați, după cum v-am zis, să faceți acel șoc și corpul vostru să simtă tamponul ca pe un obiect străin. Faptul că pot folosi cupa până la 12 ore pentru mine reprezintă un avantaj enorm, pentru că o pot pune dimineața și să o golesc abia seara când mă întorc din nou la mine acasă. La facultate mereu eram cu stresul ăsta. Nu-mi plăcea deloc ideea de a-mi introduce un tampon într-o toaletă de la facultate, așa că de obicei plecam de acasă cu un tampon, după care mă schimbam cu un absorbant pe care v-am zis că nu prea le agream, deci era o întreagă distracție. Așa, de când folosesc cupa menstruală, vă zic sincer că dacă n-aș avea crampe și dureri, pur și simplu aș uita că sunt la menstruație, pentru că cupa nu o simțiți în interior dacă este amplasată cum trebuie. Și acum să vă povestesc cam care a fost experiența mea de când am comandat cupa, cum a ajuns la mine, cum am început să o folosesc, pentru că nu mă așteptam să se desfășoare lucrurile așa cum au făcut-o, a fost o surpriză și pentru mine. Eu o să vă las în descrierea clipului site-ul de pe care am comandat eu cupa. La momentul când filmez eu acum m-am uitat pe site și momentan nu văd exact modelul acesta pe care îl am eu, adică cupa de la Organic Up, dar au și alte cupe menstruale. Eu v-am zis că am ales acest brand pentru că mi-a plăcut foarte mult filozofia lor ca și companie, dar puteți alege orice altă cupă. Există și cupe care sunt colorate, a mea este din silicon transparent. Există și cupe colorate, mai mici, mai mari. Eu am mărimea A la organic capul meu. La acest brand există 3 mărimi, mini, A și B. Mini ar fi pentru adolescente sau dacă aveți un flux foarte redus. Mărimea pe care o am eu este pentru un flux mic-mediu, iar B-ul este dacă aveți un flux foarte abundent sau dacă ați născut. Iar setul de pe care am comandat eu cupa oferă transport gratuit pentru orice comandă care include o cupă menstruală, deci plătiți doar produsul, nu mai achitați și alte taxe de transport. Mi se pare o inițiativă foarte, foarte drăguță. De când am aflat de acest concept de cupă menstruală, eu am urmărit foarte, foarte multe videoclipuri pe YouTube de la alte fete care au folosit cupa, de la fete care au folosit mai multe modele de cupe, care foloseau cupa de ani de zile și am urmărit foarte, foarte, foarte mult content pe tema asta, e plin YouTube-ul, mai ales de la fete din afară și mă simțeam deja că sunt pregătită să-mi dau doctoratul în cupa menstruală. Eram la modul, bă, n-are cum să nu mă descurc cu cupa, până acum am folosit tampoane, e tot pe acolo, sigur o să fiu as, nu o să am nicio problemă, pentru că mai erau persoane care, de exemplu, trecusele de la absorbante la cupă și li s-a părut mai dificil. Eu am zis că o să fiu cea mai pricepută. Bine, nu a fost chiar așa, deși eu eram pregătită mental pentru ideea asta de cupă menstruală. Când a venit timpul să pun în practică informațiile pe care le acumulasem, nu a fost chiar atât de ușor. În primul rând, așa când vă uitați la cupă
e posibil să vi se pară mare, pentru că cam asta a fost reacția tuturor prietenilor mele când le-am arătat că mi-am achiziționat așa ceva. Au zis, ok, unde intră cupa? Intră, nu vă faceți probleme. Ea, ca să fie introdusă, trebuie împăturită, nu o introduceți așa direct, pentru că așa nu o să reușiți niciodată. Există mai multe metode de a plia cupa, însă preferata mea este aceasta în care iau o margine, o împing în jos și formez acest vârf să devină cumva ascuțită și așa mi se pare că se introduce cel mai ușor din punctul meu de vedere, dar mai sunt persoane care fac îndoitura în C, pur și simplu formează un C din cupă. Așa. Depinde acum cum vă pricepeți voi, cum vă simțiți mai confortabil, cum trebuie să experimentați efectiv pe corpul vostru și să vedeți care este metoda cea mai bună pentru voi. Deci am comandat cupa, mi-a ajuns și a venit prima menstruație la care urma să o folosesc. Din fericire, am avut norocul să fie într-un weekend, știu că era chiar înainte de pandemie, Doamne ajută, dar am avut norocul să fie într-un weekend, astfel încât puteam să stau acasă și să mă obișnuiesc cu cupa. Dacă aveți posibilitatea, mai ales acum în perioada asta de pandemie, v-aș recomanda să faceți așa, dacă vă vine menstruația, să încercați zilele alea să nu ieșiți din casă, cât să vă obișnuiți cu ea, să vedeți cum o introduceți, cum o scoateți, cum o clătiți și așa mai departe, pentru că mi se pare mult mai ușor să nu ai un stres fiind prima dată când o folosești, să te fii în oraș, să gândești dacă va curge pe lângă, dacă ai poziționat-o corect și așa mai departe. Cupa în interiorul vaginului face vid cu pereții acestuia, deci nu are cum să curgă pe lângă ea dacă este poziționată corect, pentru că ea efectiv face un vid. După cum v-am zis, eu am crezut că voi fi expertă în a introduce și a scoate cupa din prima, pentru că văzusem atât de multe videoclipuri și atât de multe animații și atât de multe persoane care mi explicaseră care e treaba, dar se pare că n-a fost chiar atât de ușor pe cât mi-am imaginat eu. V-am zis că aceasta este îndoitura cupei pe care eu o prefer, pentru că așa se micșorează cel mai mult dimensiunea ei, iar apoi când ea este introdusă în vagin, se deschide așa și formează vid cu pereții. Este foarte important să fiți relaxate. Eu am fost relaxată din prima secundă, dar cumva nu reușeam să introduc cupa și să facă vidul acela. Nu știu să vă zic de ce, pur și simplu cred că eram mult prea sigură pe mine că va fi foarte simplu și ne mai folosim până acum un astfel de obiect. Totuși mi-a dat puțin bătăi de cap, dar vă zic că vreo 2-3 zile, adică după prima menstruație, pot să zic că am devenit expertă în a introduce și a scoate cupa. Un alt aspect pe care trebuie să-l menționez, cupele vin cu această codiță flexibilă. A mea este exact așa cum a venit cupa, nu am scurtat-o, dar femeile au vaginurile diferite, mai scurte, mai lungi și în funcție de corpul vostru e posibil să vreți să tăiați această codiță, să mai tăiați un pic din ea, să o tăiați de tot, în funcție de corpul vostru, pentru că, deși poate vă gândiți că codița aceasta este ca la un tampon, să trageți de ea, nu este neapărat întrebuințat așa, pentru că, oricum, când scoateți cupa, trebuie să rupeți acel vid pe care ea îl formează cu pereții vaginului. Cupa nu aveți cum să o pierdeți în interiorul vostru, pentru că pur și simplu nu are unde să se ducă. Intrarea în cervix nu este atât de mare încât să poată să treacă cupa pe acolo. Deci stați fără grijă, cupa nu o pierdeți. Dacă vă panicați că nu reușiți să o mai scoateți, o să reușiți. Nu aveți unde să o pierdeți în voi și plus de asta v-am zis, este făcută din silicon și chiar dacă, să zicem, vă chinuiți puțin până o scoateți, nu este grabă pentru că nu vă afectează corpul în vreun fel. Am puține emoții făcând acest videoclip pentru că este un subiect pe care eu nu l-am mai abordat pe canalul meu până acum. Simt cumva că videoclipul ăsta este așa all over the place și asta pentru că eu folosesc cupa de un an și nu mai știu exact care au fost curiozitățile mele atunci la început de drum, pentru că eu acum deja sunt expertă, de aceea o să vă rog să îmi lăsați în comentarii orice întrebări, nelămuriri sau curiozități aveți legate de cupă ca să vă pot răspunde, pentru că eu nu reușesc acum să-mi dau seama care ar fi cele mai importante lucruri pe care aș fi vrut să le știu și le-am aflat pe parcurs. Cupa, înainte de a fi folosită la începutul menstruației, se fierbe, după care faceți exact același lucru și când terminați menstruația, nu o fierbeți după fiecare introducere și scoatere, ci la începutul menstruației o fierbeți, după care la final, la fel, o fierbeți.
E posibil ca cu Pantene să se păteze puțin. A mea este puțin pătată, dar nu mă deranjează. Mi-am asumat acest lucru atunci când am luat o cupă transparentă. Știam că se poate întâmpla acest lucru. Dacă însă vă simțiți așa puțin dubios să vedeți cupa că nu mai arată chiar ca la început, există variantele colorate care nu se pătează pentru că au culorile astea aprinse, roz, bombon, mov și nu se mai văd petele. Pe final de clip aș vrea să vă zic cui consider eu că se potrivește cupa menstruală. În primul rând, dacă în momentul de față folosiți tampoane, trecerea asta de la tampoane la cupă, eu zic că va fi una foarte lină și că vă veți acomoda foarte ușor cupa, cel puțin în cazul meu așa a fost. După prima lună eu eram deja convinsă că vreau să continui să folosesc cupa menstruală și că nu mă voi întoarce la tampoanele clasice prea curând. Știind că am și persoane la vârsta adolescenței care mă urmăresc, legat de întrebarea dacă fetele virgine pot să folosească o cupă menstruală, răspunsul simplu ar fi că da, dar răspunsul meu ar fi că depinde. Ei zic că nu ar trebui să fie un impediment acesta. Eu personal nu aș recomanda cupa unei fete virgine, nu din punctul de vedere al integrității, virginității, ci pentru simplul fapt că, din ce am observat eu, fetele virgine nu sunt la fel de confortabile cu corpul lor și cu zona lor intimă ca o fată care și-a început deja viața sexuală. Cel puțin asta este părerea mea și asta am observat eu. Dacă greșesc, puteți să mă corectați, dar cam asta ar fi părerea mea, că trebuie să fii foarte confortabilă cu tine și cu anatomia feminină ca să poți să folosești cupa și să fii acolo până la cot în vaginul tău, metaforic vorbind, dar eu așa mă simțeam la început, cu toate că, v-am zis, foloseam tampoane înainte. Cupa este diferită la introducere față de tampoane și la început chiar simțeam că sunt până la cot băgată în vaginul meu și nu reușesc să poziționez cupa asta cum trebuie. De aceea n-aș recomanda-o neapărat fetelor virgine, dar după ce vă începeți viața sexuală și vă simțiți confortabil corpul vostru și știți ce se întâmplă pe acolo pe jos, eu zic că cupa poate fi folosită cu succes. Am pus cupa în săculeț pentru că tot o plimbam pe aici prin mână. Mi se pare super discretă și dacă o țineți așa în baie sau într-un sertar undeva, nimeni nu o vede și se gândește, o, aia este cupa ta menstruală. Cu siguranță mai sunt multe lucruri care mi-au scăpat pe parcursul acestui videoclip, dar am vrut mult să-l fac tocmai ca să vă zic că și eu sunt o persoană care folosește cupa menstruală, să mă alătur zecilor, sutelor, miilor de fete care au făcut clipuri despre asta pe YouTube și să împărtășesc informația mai departe, pentru că mie mi se pare o invenție absolut genială. Nu cred că cupa este pentru toată lumea, dar cred că se potrivește unei game foarte, foarte largi de femei și cred că un videoclip în plus pe tema asta nu strică niciodată. Am vrut foarte mult să fac acest videoclip și pentru a deschide o discuție în comentarii. Dacă aveți curiozități, nelămuriri, orice întrebare, să o puneți acolo și eu să vă răspund, astfel încât poate persoanele care nu s-au lămurit după clip să-și găsească răspunsul acolo. În timp, cred că se vor aduna mai multe întrebări și răspunsuri. Iar dacă vă este rușine, poate să întrebați despre menstruație, despre cupă aici pe YouTube. Puteți să mă întrebați oricând în privat pe Instagram, pentru că răspund în limita timpului tuturor mesajelor pe care le primesc în privat și îmi place foarte mult să vă ajut cu informații atunci când pot. Asta a fost pentru videoclipul de astăzi. V-am zis că în 2021 o să-mi extind așa sfera lucrurilor despre care vorbim aici pe canalul meu de YouTube. Vreau să abordez subiecte din ce în ce mai diverse, pentru că cred că am ce să spun despre multe lucruri și să vă pot ajuta, nu doar despre make-up. Dacă ați ajuns până la final videoclipul, eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, vă apreciez enorm și vă invit să mă urmăriți și pe Instagram ca să fiți la curent cu ceea ce fac și când nu sunt aici în fața voastră pe YouTube. Acestea fiind zise, eu vă super pup! Ne revedem cât de curând cu un alt clip. Pa, pa!